Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public. Tratat de descompunere. Emil Cioran. Antiprofetul. În orice om dormitează un profet și când acesta se trezește, în lume răul mai crește puțin. Nebunia de a predica este atât de înrădăcinată în noi, încât ea țâșnește din adâncimi necunoscute instinctului de conservare. Fiecare își așteaptă clipa pentru a propune ceva, orice. Avem o voce, asta ajunge. Plătim scump faptul de a nu fi nici surzi și nici muți. De la gunoieri la snobi, toți își cheltuiesc generozitatea criminală, toți împart rețete de fericire, toți vor să călăuzească pașii tuturor. Viața în comun devine de neîndurat, iar viața cu ține însuși și mai intolerabilă. Când nu intervii în treburile altora, ești atât de neliniștit în privința alor tale, încât îți convertești eul în religie sau apostol de andoaselea, îl negi. Suntem victimile jocului universal. Bogăția soluțiilor ce se propun aspectelor existenței nu este egalată decât de nimicnicia lor. Istoria, manufactură de idealuri. Mitologie lunatică, frenezie a hoardelor și a singuraticilor, refuz de a privi realitatea ca atare, teribilă sete de ficțiuni. Izvorul faptelor noastre rezidă într-o pornire inconștientă de a ne considera centrul, rațiunea și rezultatul ultim al timpului. Reflexele noastre și orgoliul din noi transformă în planetă părticica de carne și de conștiință care suntem. Dacă am avea simțul corect al poziției noastre în lume, dacă a compara ar fi inseparabil de a trăi, revelația prezenței noastre infime ne-ar zdrobi. Dar să trăiești înseamnă să fii orb cu privire la propriile-ți dimensiuni. Dacă toate faptele noastre, de la respirație până la întemeierea de împărății sau de sisteme metafizice, derivă dintr-o iluzie despre importanța noastră, cu atât mai adevărat e acest lucru în ceea ce privește instinctul profetic. Cine, având viziunea exactă a nimicniciei sale, ar încerca să fie eficace și să se propună ca mântuitor? Nostalgia unei lumi fără ideal, a unei agonii fără doctrină, a unei maternități fără viață. Paradisul. Dar n-am putea exista nici măcar o secundă fără să ne amăgim. În fiecare dintre noi, profet este grăuntele de nebunie care ne face să propășim în vidul nostru. Omul, în chip ideal lucid, deci în chip ideal normal, nu ar trebui să recurgă la nimic altceva în afara nimicului care este în el. Mi-l închipui spunând, rupt de scop, de toate scopurile, nu păstrez din dorințele și din amărăciunile mele decât formulele lor. Rezistând ispitei de a trage o concluzie, am învins spiritul, așa cum am învins și viața, din oroarea de a căuta în ea o soluție. Spectacolul omului, ce lucru scârbavnic! Iubirea, o întâlnire între două salive. Toate sentimentele își trag absolutul din mizeria glandelor. Nobilă e doar negarea existenței. Nobil e doar surâsul ce plutește peste peisaje nimicite. Odinioară aveam un eu. Acum nu mai sunt decât un obiect. Mă îndop cu toate drogurile singurătății. Cele ale lumii au fost prea slabe pentru a izbuti să mă facă să o uit. Ucigând profetul din mine, cum aș mai putea avea un loc printre oameni?